Aproape 14 milioane de lei, aceasta este suma pe care CetGovora o are de încasat de la populație, agenți economici și instituții publice din Râmnicu-Vâlcea pentru apa caldă de consum și agentul termic furnizate în sistem centralizat. La această dată, CetGovora are de încasat de la răuplatnicii din municipiu peste 13 milioane 700 de lei, pe primul loc în topul datornicilor, aflându-se asociațiile de proprietari sau locatari din Râmnicu-Vâlcea cu debite de aproape 12 milioane de lei. De asemenea, CetGovora mai are de încasat aproape 1 milion de lei de la agenții economici și peste 800 de mii de lei de la instituțiile publice. Conducerea CetGovora face apel în continuare către răuplatnici să achite cât mai mult din valoarea datoriilor, altfel riscă să le fie sistată apa caldă de consum și chiar să fie executați silit. La sistemul de termoficare urbană al CetGovora sunt racordate 593 de asociații de proprietari sau locatari, 542 de agenți economici, 88 de instituții publice și 239 de case particulare din municipiul Râmnicu-Vâlcea.